I like IT, acum. Cu Iulia Ionescu și invitatul ei de astăzi, noul nostru coleg de la emisiunea Căsătoriți pe nevăzute, care va fi în curând la ProTV. Bună dimineața, dragilor, din nou! Bună dimineața! Bună dimineața! Cu algoritm noi despre iubire, nu? Da, exact. Chiar spuneam mai devreme că îmi place foarte mult acest titlu, chiar dacă da, este în da, da. engleză, pentru că definește foarte bine ce se întâmplă acum în 2021, în era tehnologiei, oamenii sunt tot mai interesați de aplicațiile de dating. Cumva am fost nevoiți să facem asta în perioadele în care n-am putut să ieșim uh, din case. Uh, Tahersonu, care este uh, specialist în. Uh, arta Ar, atracției. Art psiholog așa? și specialist în arta atracției. Un, un termen nou, să spunem cumva, în contextul I Like IT. În contextul I Like, I like IT cu siguranță. Vedem pe aternul ăsta de ceva timp. Pandemia cu siguranță ne-a forțat să ne orientăm cât mai mult către online. Acolo lucrurile sunt foarte interesante pentru că ne permit să ne jucăm foarte mult. De exemplu, putem să găsim un partener sau o parteneră mult mai rapid decât am fi făcut-o înainte. Înainte ar fi trebuit să depunem extrem de mult timp și energie. să, Și în un oraș o să facem tot felul de lucruri care ar fi presupus mai multă energie și efort din partea noastră. Noi am pregătit și un studiu realizat la nivel internațional de cei de la Kaspersky și voiam să te întreb pe tine cu referire la a, a, tipologia celor care folosesc a, aplicațiile de dating, vârstele pe care le au aceștia, mai mult bărbații, mai mult femeile. Cred că putem să vedem. A membrii de ambele tabere, atât bărbați cât și femei. În general, cu siguranță, persoanele singure sunt cele care se orientează mai mult către astfel de aplicații. Și cu toate că inițial trendul a fost adoptat de către generația mai tânără, care era deschisă și curioasă să exploreze tot ce se poate în online, însă vedem și persoane care au o vârstă mai înaintată, care acum nu au nicio problemă să folosească aceste aplicații și să cunoască pe cineva. Dragostea este la orice vârstă. Și văd aici că mai bine de 50% dintre cei care au fost chestionați nu sunt siguri dacă algoritmii pot înțelege toți factorii din atracție umană. Care sunt acești factori? Cu siguranță, scepticismul este cât de real se poate, pentru că e o tehnologie relativ nouă. Însă, inteligența artificială ne pune la dispoziție o grămadă de unelte interesante. Putem să vorbim aici despre atracție din perspectiva fiziologică. Putem să vedem cum sunt anumiți parteneri, iar inteligența artificială ne poate ajuta să selectăm acele tipologii de persoane care ne atrag fizic. Putem să vedem anumite comportamente pe care le au oamenii. Unde le place să meargă în vacanțe? Ce fel de mâncare preferă? Ce fel de preferințe? Ce Ceea ce privește ce localurile, pasiunea. ce pasiune. Putem să avem toate aceste informații puse la un loc, și inteligența artificială poate fi o unaltă destul de bună. Oamenii se descurcă totuși mai bine pe aplicațiile de dating decât atunci când cunosc o persoană pentru prima oară face-to-face? în general este mai confortabil, pentru că dacă în viața reală trebuie să ne gestionăm un pic mai bine emoțiile, suntem puși în fața faptului împlinit, trebuie să avem cuvintele la noi, să stăpânim limbajul corpului, e bine, în mediul online suntem în spatele tastaturii, nimeni nu ne vede, putem să spunem ce simțim în momentul respectiv, așa că putem să folosim cuvântul confortabil, cred, în situația asta. Vreau să vorbim puțin și despre emisiunea Căsătoriți pe nevăzute, pentru că și voi vă folosiți acolo de știință, în găsirea jumătăților potrivite pentru persoanele care participă la emisiune, cum, cum, cum au evoluat lucrurile și care sunt pașii concret pe care îi urmați. Dincolo de experiența mea și a colegilor mei, care este împreună acumulată de câteva decenii în ceea ce privește psihologia și arta de a aduce oameni împreună, bineînțeles că ne folosim și de unelte moderne, cum ar fi. Calculatorul și inteligența artificială, practic noi colectăm date despre oamenii ăștia, le interpretăm în primul rând și, bineînțeles, calculatorul are un rol foarte important să ne ajute să procesăm aceste date și să le analizăm astfel încât să fim siguri că formăm cele mai bune cupluri, dar cele cu, mai potrivite. Dar cu toate astea, chimia. Se întâmplă atunci când persoanele respective se întâlnesc, nu? Cu siguranță, ce se întâmplă între cei doi oameni este cât de real se poate. Noi putem să vedem acele compatibilități care au șanse cât mai bune de funcționalitate, însă, până la urmă, ce se întâmplă între ei doi și cum evoluează lucrurile și pentru noi este un experiment interesant și, bineînțeles, suntem acolo să-i susținem. Credem foarte mult în cuplurile pe care le formăm, însă suntem oameni. Tehnologia încă n-a ajuns în punctul în care să poată prezice cu exactitate ce o să se întâmple între doi oameni. Tocmai de asta și rolul nostru ca expert și psihologi în cadrul acestei emisiuni este foarte important. Potrivit studiului pe care l-am prezentat, oamenii au mult mai multă încredere acum în inteligența artificială, inclusiv în situații de genul acesta, în căutarea unui partener. Care sunt mai exact elementele la care este atent sistemul de inteligență artificială pentru a face aceste potriviri? În primul rând cred că pattern pe care îl caută este legat de aspectele fiziologice. Cum arată o persoană? Vrea să vadă la ce fel de persoane mă uit? Ce mă atrage? Îmi plac persoanele care sunt blonde, cu ochii verzi, cu ochii albaștri Pui și așa like mai like departe. Comentez. Exact. Practic observă interacțiunea pe care o am cu sistemul, cu platformele de socializare și pe urmă poate recomanda anumite profile sau anumite persoane cu care să interacționez în funcție de preferințele mele. Mulțumim foarte mult, Taher, mult succes la Cu mare noua drag, emisiune. Mulțumim frumos. Abia așteptăm să vedem și noi debutul acestei emisiuni. Pe mine mă revedeți și mâine aici la I like ID.